Ana Maria Bucșă, this Christmas. Înainte de toate, aș vrea și eu să-i mulțumesc acestui om minunat de lângă mine. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând că a avut încredere în mine și m-a luat în familia Melos. Cu brațele deschise, este o familie excepțională, să știți, cu copii și un profesor pe cinste. Aș vrea să-i mulțumesc pentru toate eforturile care le face pentru noi și haideți să o aplaudăm foarte, foarte tare! Mulțumesc din suflet, acestea sunt momentele cele mai frumoase. Din fericire, ele sunt multe și eu sunt onorată și bucuroasă și fericită să fiu coordonatoarea acestui colectiv excepțional. Să auzim o melodie excepțională și vă rog, nu plecați, pentru că urmează punctul culminant. Succes, Ana Maria! Christmas for me.
credeți că ea poate fi vocea României? Ia uitați-vă la ea. A fost la Vocea României până acum nu de mult. Nu nimic au eliminat-o pentru că n-au știut ce pierd. Anul viitor poate nu mai scapă de tine. La Vocea României și ea a fost anul acesta. Aplauze pentru Ana Maria.